Bună dimineața, dragii mei, cei dragi! Un ultim salut de pe Riviera Franceză, mai exact de pe terasa hotelului Negresco, care își are ceva istorii românești la rădăcini. Și în ciuda transformărilor pe care le-a suportat în toți acești ani, constat și simt acel tumult, acel filon mistic al românilor dinainte de primul război mondial. Ei bine, noi ne recunoaștem între noi, adică pe Cecilia am recunoscut-o ca fiind româncă, deși ne vorbim în engleză, iar șarmantul domn care m-a condus la masă și tot în engleză ne-am vorbit, era de fapt unul dintre managerii acestui fabulos loc. Marea în partea dreaptă, la o săritură de privire, cappuccino pe care l-aștept și limonada specificat cu sparkling water, o ultimă țigară savurată în ultimele câteva ore de vacanță din Nice, Franța 2019. Și cum am la mine numai volumul acesta mic, avo, am săvărăcit o poezie. M-aș tărni tăcut de la masa de scris, treișoate înclin și acelea în surdină. Îți simt parfumul în ochi de verbină pe stativul inimii. Las cerul deschis, deschis ideii de a poposi în chemarea fulgului ce se zbate aurind călimara, arcușul fierbinte chemându-și vioara și dorul priveag scrutând nemurirea. Nemurire, divina mea rană, ne-am compus oda în surâs, neclintiți, cu buze însetate, pași eterici, grăbiți, unduindu-ne doi, împletim o coroană aparte din lacrimi zidită, cu rubinul cules, cu brațe subțiri, după ploi așezate peste mici trandafiri, iară de rouă, îndelung povestită. Și iată că sosește limonada. Thank you very much, Steve. Ca atară îmi îngădui o guriță de lichid acrișor cu foarte, foarte multe țeiuțe de lămâie într-o zi caniculară, aproape greu de suportată către subsemnata, după temperaturile în medie de 15-18 grade summertime din Irlanda. Vă mulțumesc din suflet, iertați-mi bâlbele în general, nepregătită vin în fața voastră cu acea trăsărire spontană, doar și numai și exclusiv pentru faptul că vă iubesc. Pe curând!